Bine v-am găsit, dragi prieteni! Tema emisiunii noastre de astăzi este fericirea. Practic nu există niciun om în lumea aceasta care n-ar dori să fie fericit. Pentru ca să înțelegem acest subiect, avem un invitat special. Este doamna psiholog, domnia sa, Rodica Rodei. Bine ați venit! Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație la așa o temă minunată. Știți, de obicei, în ziua sau în zilele noastre, destul de stringente, periculoase, aș zice eu, pentru că oamenii se tem de a nu lua o infecție sau se tem de existența proprie, de bunăstarea și celor care sunt în jur. Și sunt subiecte deseori vorbite sau prezentate mai sobre, mai sumbre, dar astăzi vorbim despre fericire. Da, de aceea trebuie să avem un chip care imană fericirea și să exact. Mă lipsim pe cei care ne privesc și ne ascultă. Un strop de fericire. Absolut. În societatea noastră. Exact. Tradițional, aș fi vrut să vă întreb pe dumneavoastră ca o definiție sau cum vedeți dumneavoastră personal din practica dumneavoastră, din suma cognitivă pe care o aveți dumneavoastră, cum înțelegeți și percepeți fericirea? Cum vă explicați? Întrebarea atât de simpatică încât aș putea să vorbesc foarte mult doar la această întrebare, pentru că dacă voi lua categoria de familia mea, atunci va fi o definiție, dacă voi lua clienții care sunt dezorientați, atunci o altă definiție, clienții care au pierdut pe cineva, clienții care sunt abandonați sau orfani, da, atunci definiția va fi colosal diferită. Deci subiectul este destul de vast. Foarte, foarte. Și poate că este și în asta frumusețea omenescului, pentru că diversitatea de a simți viața și de a o interpreta în maniera ta individuală aduce o culoare și o bogăție umanității prin faptul că fiecare persoană aduce accentul și sensul său, impactul său prin experiența, expertiza lui în viața altora, pentru că suntem în societate și atunci ne relaționăm între noi și ne impactizăm. În asta și frumusețea, dar fericirea, simplu spus, este starea de bine. Este împăcarea cu sine, este propria împlinire, dar, vedeți, gradat, dacă începem ce înseamnă fericirea pentru un copil, pentru un adolescent și apoi pentru tânăr, cumva toate crizele de vârstă care le avem, toate sunt direct relaționate cu circumstanțele și cu valorile care sunt aduse de fiecare vârstă. Da? Deci cu alte cuvinte, prioritățile fiecare vârste. Uh-huh. Diferite timpuri sau, mai greu spus, timpul de viață, experiențele îți aduc fericirea. Da. Cineva spunea că, bine, un behaviorist spunea că fericirea pentru un om flămând este pe moment să satisfacă nevoia lui. Și e fericit. Dar doar pe o perioadă de timp. Pentru că următoarele obiective pe care le are el, ca să fie fericit, așa. Dar pot fi și greșite, nu? Dacă luăm teoria care tocmai ați pronunțat-o, atunci mergem pe satisfacerea nevoilor. De rezultat captăm fericirea și aici cumva confundăm. Pentru că fericirea este un sentiment mult mai profund și valoros, este mult mai vast prin elementele din care este compus. Da? Sațietatea sau satisfacerea nevoilor stă la baza piramidei lui Maslow. Pentru el, la rândul său, fiind un existențialist umanist în psihologie, el spune că fericirea adevărată este autoactualizarea. Deci atunci când omul ajunge la împlinirea, la satisfacerea potențialului la maximum. Deci atunci când tu te cunoști atât de bine încât îți scuturi toate resursele cognitive, emoționale, comportamentale și le faci la maxim să sporească și să aducă valoare acolo unde ești. Da, am observat într-un articol, sunt grafice, deci care undeva prin meridiane încearcă să identifice punctul de intersecție și spune, de maximum unde este omul fericit, se simte fericit. Nu neapărat să fie împlinirea doar nevoile fiziologice sau, altele, că sunt și spirituale, emoționale. Dar, știți, tema într-adevăr este largă. Așa este. Și dumneavoastră aveți un privilegiu să derivați dumneavoastră cum vă simțiți mai bine. Bine, mulțumesc. Pentru că, neinteresant, sunt sigur că și pentru auditoriul nostru, ce crede psihologul domnia Rodica Rodei în privința fericirii?
Eu cred că fericirea este o cale, este un auto-training, auto-șlefuire, care începe în momentul în care tu realizezi că ești, deci apare conștiința de sine, și momentul când tu începi să-ți pui întrebare de ce eu sunt, cine care-i eu scopul? Sunt și care e destinația mea. Da. Există o expresie fantastică pe care deseori mi-o pun mie, ca reflexie, dar și clienților mei și prietenilor mei, în care spun oamenii care au răspuns la întrebarea de ce e, rezistă și cumva găsesc răspunsuri la întrebarea cum, mai ușor. Pentru că atunci când tu știi de ce te cobori dimineața din pat și nu rămâi acolo, lenivind sau ignorând pe cineva, înseamnă că e acel motoul tău care te mișcă și îți dă forța să continui chiar dacă sau în pofida faptului că nu vrei azi să mergi la lucru sau nu vrei azi să ai grijă de tine sau nu vrei azi să îngrijești de oamenii care te înconjoară. Fericirea este o valoare care vrei sau nu vrei, vrea omul sau nu vrea omul, din motiv că este hedonist sau este ascet, el oricum este în căutarea lui. Fericire, hai să spunem sinonimele la fericire pe care eu le găsesc atât pentru mine cât și oamenilor prețioși din viața mea, este cumva același lucru cu sens, împlinire, împăcare, valoare, prioritate, pace, satisfacție. Și dacă pentru cineva spune că contează foarte mult, eu seara să ajung acasă și să am o cină în familie, voi fi fericit, înseamnă că asta pentru el e valoros, înseamnă că asta este punctul, apogeul în viața lui, în ziua aceea, când el se determină a fi fericit. Și mai e ceva interesant, oamenii își fac o programare. Deci dacă eu fac, atunci reușesc. Sau dacă eu voi reuși în a, nu știu, a fi promovat sau a avea doi copii până la 25 de ani sau, nu știu, multe alte destinații, atunci fericirea îmi aparține. E rău sau e bine? Nu știu. Fiecare în parte reușește, dar sunt mulți oameni care își fac motiv viața lor să ajungă undeva anume într-un vârf și după care, ajungând acolo, înțeleg că au pierdut sensul vieții neavând alt scop sau are nevoie de timp pentru a savura acea victorie și în momentul ăsta a găsi altceva în loc. Dar alții nu reușesc să facă înlocuirea sensurilor sau înlocuirea destinațiilor. Oare întotdeauna condiționarea de împrejurări, pentru că asta ați zis, o condiție, aduce fericire sau există și o percepție? Adică sunt fericiți. Mi-aduc aminte o parabolă folosită de mine des din Orient. Se zice despre un împărat că se simțea nefericit. Și la un moment dat îi vine un sfetnic și zice, știi, stăpâne, dacă ai găsit, dacă ai fi încălțat încălțămintea omului fericit, cu siguranță te vei simți fericit. Au căutat ei, au găsit omul fericit, apoi când l-au adus la palat, ăsta imediat îi zice, dați-mi încălțămintea. Când s-a uitat, el era disculț. Așa. Deci, de ce ține fericirea? Percepție, da. Condiționare, da. Pentru că același om, într-o dimineață, poate să iasă afară și să zică, wow, ce zi fantastică se începe, chiar dacă afară plouă, și următoarea dimineață el să iasă în aceeași perioadă cu ploaie, dar zică, vai de mine, nu se poate chiar așa în o timp să existe. Da? Pentru că este maniera de gândire a omului. Este antrenamentul mental, modelul său cognitiv la care el a ajuns la etapa de a folosi acele cogniții, acele percepții, pentru că ele se formează în baza la gândurile care noi le adunăm și care le alimentăm zi de zi, da? Emoțiile care le avem, care și ele sunt declanșatoare a stărilor noastre de a se simți bine sau mai puțin bine, și a comportamentelor. Nu în ultimul rând sunt circumstanțele și oamenii care ne înconjoară, care ne condiționează să ne simțim bine sau mai puțin bine. Și da, omul este interdependent. Sunt puțini oameni care pot să zică nu-mi pasă, puțini. Chiar și cei care spun că nu-mi pasă, de fapt este o armură, un mecanism de apărare, pentru că el vrea să se simtă altfel atunci, nu vrea să fie influențat de convingerea și concluzia acelei persoane. Pe de altă parte, sunt oameni care au un filtru foarte bine pus, iarăși ca rezultat a unui mecanism de exersare,
de selecție și de fundamentare a acestor modele cognitive, care pot să zică așa, eu am o categorie de persoane care îmi sunt autoritate pentru mine, părerea cărora contează foarte mult. Ceilalți, din motiv că nu-i cunosc sau că gândesc altfel sau nu sunt ca mine, nu știu, nu o să mă rănească atât de mult. Da? Și e bine și maniera dată. Vă dați seama ce ar fi pentru omul care ar culege toată ziua tot ce aude în adresa lui, familiei sale, felul lui de a fi și seara ar ajunge cu bagajul ăsta, un coș plin de nu știu ce, în care el vrea să analizeze ce este a lui, ce nu, păi se consumă atât de mult încât nu rămâne timp pentru a savura de viața. Și, din păcate, sunt mulți oameni analiști în sensul ăsta de a vedea, dar ce a avut el în vedere spunând asta? Dar complimentul spus mie astăzi a fost chiar compliment sau a avut ceva, un efect secundar și el așteaptă cumva să-i răspund. Fericirea, cu adevărat, stă în lucrurile mici, mărunte de tot, dacă îți permiți asta. Și sunt foarte multe pilde simpatice, chiar și cu lingura de ulei, atunci când omul de multe ori stă exact ca acel tânăr care încearcă să nu piardă lingura asta cu două picături de ulei și nu reușește să admire frumusețea naturii care înconjoară și obiectele, oamenii care sunt în preajmă. Dar de cine depinde asta? Fericit de cei care de mici sunt învățați să pună accentul părinții copiilor spunând chiar dacă astăzi la grădiniță cineva te la jucărie, dar hai să vedem ce a fost totuși bine. Sau adolescentul care viața i s-a pierdut și îi se pare că nu mai există altă oportunitate de a avea o nouă relație, o nouă prietenie și părinții vin și spun, bun, am înțeles, e o tragedie, ai pierdut un prieten adevărat, dar pe lângă toate acestea, hai să vedem în viața ta ce rămâne valoros. Și atunci antrenamentul acesta sau simularea aceasta care este pus creierul zi de zi să găsească lucrurile frumoase, să întărească binecuvântările care le are, să găsească și să fie recunoscător în final de tot ceea ce este, poate nemeritat până la urmă, pentru că doar te-ai născut într-o familie, nu-i meritul tău, într-o familie bună, da, în care are de toate. Și atunci când tu ești ajutat de oamenii din mediu să înțelegi, să pui preț pe asta, cu adevărat este valoros. Există persoane care nici nu observă fericirea în jurul său. Adevărat. Deci, ca niște orbi. Ca apoi să-și schimbe doar percepția ca să observe că de fapt au o stare fericită. Și mai mult decât atât, spuneați mie asta anterior, chiar voi mărturisi înainte de emisiune, ați zis că ar trebui să ne comparăm. Dacă nu ești fericit, ai o depresie sau te gândești că încearcă să faci o comparație. Da, chiar dacă noi specialiștii nu încurajăm să comparăm copiii între ei sau cu vecinii, dar este o metodă de a pune pe balanță, să zicem așa, existența a mai multor suferințe și stări de bine din jurul tău. Și atunci când realizezi că mai sunt oameni ca și tine, dar cumva interpretează lucrurile altfel și au o atitudine diferită despre viață, despre oameni, e ca un duș rece. Cine se întâmplă acest lucru cu oamenii care au pierdut pe cineva drag? Oamenii care sunt într-un doliu, care sunt într-o suferință colosală. Atunci când pierzi părinți, când pierzi copii, când pierzi parteneri de viață, e momentul când îți pui întrebarea în primul și în primul rând, de ce eu? A doua apare, cum am greșit? Unde a fost greșeala mea? De ce n-am putut să anticipez și cum mi se întâmplă mi toate lucrurile date? Zic și eu că acest moment este puțin spus duș rece, este ca și cum ar fi o palmă dureroasă a vieții oferită într-un moment în care probabil că trebuie să faci o concluzie, să iai o concluzie, să deduci o concluzie despre unde am fost, unde sunt și unde vreau să merg. Și asta este un antrenament zilnic, continuă, neîntrerupt. Chiar dacă omul nu își pune întrebarea ce fac, cum sunt, creierul este învățat, este cumva moștenit acest mecanism de a gândi ce fac eu în viața mea. Și mă bucur foarte mult atunci când găsesc preadolescenți de 10-11 ani care pun întrebarea aceasta, pentru ce m-am născut eu pe pământ? Și asta e foarte serioasă, dar ea vine de undeva. Sau că el nu este acceptat acasă. Sau că nu este suficient apreciat de către semeni. Deci, de ce am apărut eu dacă nimeni nu mă vede? Dacă nu fac bine, dacă nu ajung undeva? Și atunci oamenii valoroși care spun că fericirea adevărată constă atunci când tu ajuți pe altcineva să găsească sensul vieții,
bun, asta ar însemna că eu deja mi l-am găsit. Sau proiectez eu cumva pe altcineva să mă ajute să-mi găsesc sensul meu. Și da, e adevărat, pentru că nu este mai mare fericire decât să știi că ai fost la locul potrivit, lângă omul potrivit, ajutându-l să iasă. Dar iarăși încerc să închizi, nu poți ajuta pe altcineva dacă nu te poți ajuta pe tine însuți. Sau cel puțin ajut odată, ajut două ori, dar de ce cumva fericirea care o provoci celuilalt nu durează la tine? Sau de ce nu poți să faci și pe tine să te faci fericit în măsura în care poți pe alții să-i faci fericiți? Mi-aduc aminte aici și aș fi vrut să parafrazez niște cuvinte din a Domnului Hristos în Sfintele Scripturi, unde zice că a iubi ca pe tine însuți. Da. Deci dacă nu te accepți, nu te iubești. Și aici aș parafraza, nu poți să ajuți pe cineva să fii fericit dacă tu ești nefericit. Exact, nu poți să dai ceea ce nu ai. Și aici aș fi vrut probabil o întrebare provocatoare. Vă rog. Oamenii vor să vadă exemple de oameni fericiți. Da. Și probabil când goana aceasta sau în încercarea de a vedea pe cineva fericit și știți, începând cu imagini postate de pe conturile personale, da. Instagram, oamenii încearcă să-i radieze, să prezintă fericirea și înțeleg că în spatele lor, așa cum spunea cineva, cumva stă o mai mare dramă, pentru că cei care sunt fericiți cu adevărat n-au nevoie să le exteriorizeze. Și întrebarea este, după dumneavoastră, cum arată un om fericit? Mm-hmm. Sau cum ar fi să fie un om fericit? Un om bărbat sau un om femeie, în egală măsură, nu poate fi de dimineață până seara fericit, pentru că asta l-ar epuiza foarte mult, pentru că și sentimentele frumoase epuizează și te consumă și euforia dată la un moment dat înlocuită cu depresie pentru că te-ai consumat. Da, și atunci ai nevoie de o pauză pentru a-ți reveni și a înțelege că viața continuă cu realitatea care este. E ca un rit de inimă, se contractă, se relaxează. După mine, un om fericit este un om care este împăcat cu sine, este omul care a acceptat trecutul, care a avut curajul să se uite înapoi și să vadă ce a fost, câte răni au fost, a reușit să ierte, să se ierte. Acel om care are curajul, repet iarăși curaj, de a rămâne cu ambele picioare aici acum în prezent și să se bucure de fiecare clipă, astfel prețuind prezentul ca dar. Și omul care are viziunea de a îndrăzni să viseze la ziua de mâine pentru că are speranța că viața este fantastică și nu poate să termine aici și acum și pentru că are o menire în viața asta și pentru că el poate să aducă lumină acolo unde el este, ca un far să lumineze și să ofere mult începând cu propria persoană și cu cei care îi înconjoară. De multe ori aud tinerii au sindromul misiei a salvatorului. Eu nu vreau să merg la școală, eu nu vreau să fac facultate, eu vreau să salvez lumea. Bine, dar eu cred că trebuie să începi cu tine. Și atunci rămâne momentul de o stupoare, un impas în care, bine, dar credeți că eu am nevoie să fiu salvat? Nu știu, spune-mi tu. Pentru că oamenii care au tendința de a reuși pe toți să-i ajute, de fapt vrea să se arate. Hei, sunt aici! Sunt important, vreau să mă vedeți, vreau să fiu apreciat. Și atunci omul care, pentru mine, omul fericit este omul recunoscător. Este omul care trăiește în prezent. Este omul care iubește viața și iubește oamenii. Și fiindcă l-ați adus pe Domnul Hristos în discuție, sincer am reflectat de când am fost anunțată că voi discuta despre acest frumos concept, element, ingredient al vieții, nu am putut să nu reflectez, dar ce spune cuvântul, ce spune Biblia despre aceasta și instantaneu mi-a apărut versetul eu sunt calea, adevărul și viața. Punct. Și atunci, dacă Dumnezeu a spus că El este calea, înseamnă că e o traiectorie, înseamnă că este un drumuleț bătătorit, dacă vrei, dacă nu, alegi tu calea asta. Și aici cuvântul alege te determină ca fiind cine stăpânul destinului tău.
scopurilor tale, visurilor tale, Dumnezeu spune, na, alege calea, adevărul. Adevărul te va face slobot. Bine, libertatea, fericire, de multe ori psihologii și savanții au reflectat, au rugumat frica de libertate, Fromm spunea, de ce? Pentru că libertatea mână-mână cu responsabilitatea. Omul fericit este omul responsabil. Este omul care îndrăznește să spună vreau și după aia își asumă consecințele la acest vreau, în cazul în care ai eșuat, e greu să-ți asumi. Viața, eu sunt viața. Omul care conștientizează că el are darul suprem viața, este omul care trăiește viața decentă în pofida suferințelor care le are fizice sau spirituale sau emoționale. Este omul care în fiecare dimineață se trezește și spune, Doamne, da, eu astăzi am o nouă luptă, dar îți mulțumesc că Tu mi-ai dat-o, că eu pot și azi să găsesc un sens aparte de a fi slujitor pentru cineva. Pentru că pentru mine a fi slujitor cu adevărat o binecuvântare înseamnă că tu poți să fii valoros pentru cineva mai mult decât a fi un conducător. Mai mult. Din ce ați prezentat acum, foarte frumos. Mulțumesc. Apropo, sunt mișcat chiar. Mi-ați prezentat câteva meridiane a fericirii. Și ați zis despre împăcare. Deci cu trecutul tău. Da. Unde trebuie să înțelegi de unde ai ieșit. Exact. Cine ești tu? Chiar și greșalele, lucrurile de succes sau... Și a zis despre împlinire, despre viitor în perspectivă. Dacă ați putea mai mult să spuneți pentru că să ne descoperiți ce înseamnă să te împaci. Acest meridian al fericirii, împăcarea cu sine sau cu trecutul. Ce aveți în vedere? Îmi place și versetul care spune împletenește-te cu Dumnezeu pentru că vei găsi fericirea și pacea. Pentru mine împăcarea cu sine, de fapt și rădăcina cuvântului împăcare are pace. Creștinul adevărat este cel care este purtător de pace. Este cel care emană pacea și este împăciuitor. Da? Ce înseamnă să fii împăcat cu tine însuți, însăți, înseamnă într-atât de bine să te cunoști și să ai curajul să te întorci către tine, încât să te vezi atât de insuficient de bun, atât de colțuros, atât de multe vicii, defecte. Puțini oameni pot să se întoarcă către sine și să zică, wow, tu poți face asta, tu cunoști asta. Puțini oameni sunt. Și în ăștia puțini, iarăși, puțini sunt care pot prin a conștientiza resursele să fie o lumină pentru alții, pot să se complacă și să rămână autosuficient și pericolul cât cazi. Probabil că oamenii care sunt împăcați cu sine au formula mai întâi de vii, mai întâi să fii și apoi să ai. Ce înseamnă și momentul ăsta este atunci când tu ești recunoscător cu ceea ce ai, dar nu cu cine ești. Pentru că mulți oameni au cu ce trăi, dar nu au pentru ce să trăiască. Extraordinar. Și asta e groaznic. Astăzi, în pandemie, noi vorbim de fericire. Poate cineva o să zică că suntem deplasați, da? Cum poți să vorbești de fericire în momentul când lumea moare? Și e adevărat. Dar sunt oameni care trăiesc. Sunt oameni care se luptă pentru viață. Sunt oameni mici și mari care, spre bucuria lor, nu i-a atins acest virus și ei continuă o viață pașnică, frumoasă. Ce fac acești oameni cu viața lor? Reprezintă ei satisfacție? Sunt ei aducători de bucurii și speranță pentru cei mai necăjiți? Ce fac ei? Stau ei se izolează cu minții într-o parte, zic, doar să nu ne atingă pe noi. Ce facem noi cu asta? Suntem noi pregătiți să ieșim din zona noastră fantastică de bine, de siguranță și să spunem, da, eu vreau să fiu de ajutor. Eu vreau să fiu util societății în care ne aflăm. Lumea e panicată, lumea este paralizată de frică. Frica este o emoție, la fel ca și fericire și ambele încep cu litera F. Putem să amăgim creierul și să facem o alegere. De ce trebuie să stau eu paralizată în frică că s-ar putea să se întâmple ceva cu mine în ziua de mâine? Depinde asta de mine? Îmi stă mie în control? Nu, categoric. Și atunci dacă noi suntem
oameni conduși de o forță supranaturală. Eu îl numesc Dumnezeu Creator. Și dacă eu știu și am încrederea că El este la cârma acestui veac și nimic nu se întâmplă fără voia Lui, atunci în fiecare dimineață și în fiecare seară voi înainta fericită că eu am oportunitatea să servesc pe cei care iubesc și da, să mă bucur de viață. Și eu vreau ca ceea ce facem noi acum, dialogul nostru, să inspire speranță și să ne emolipsim pe cei de acolo, pentru că da, eu trăiesc fericirea, zilnic o trăiesc, chiar și lângă oamenii care sunt suferinți, pe care Dumnezeu mi-a scoat în față. Eu de la ei mă încarc prin faptul că îi văd cum ei caută sensul de a continua să trăiască în măsura în care ei nu văd pentru ce ar face asta. Și atunci pentru mine este o lecție când eu mă întorc acasă la ei mei să zic: Rodica, privește în jur, privește în ochișorii care te așteaptă acasă, și atunci chiar n-am dreptul să zic: Doamne, e atât de greu, nu mai pot. Nu, dimpotrivă, zic: Doamne, cum poți Tu să suporți atâta suferință? Cum poți Tu pe noi să ne tolerezi cu atâtea mofturi, cu atâtea nedreptăți? Cum poți Tu să reziști să ne iubești? Și atunci eu înțeleg că eu, uman, nu am dreptul la asta. Și asta mă încarcă, pentru că eu înțeleg că fiecare zi atunci când eu vorbesc cu un om și când văd că el pleacă după discuția cu mine sau după momentul când a fost alături de mine, el pleacă cumva cu coloana îndreptată și capul un pic mai sus, atunci îi dau slavă lui, pentru că am fost de folos și am fost un mediator, poate o picătură în ocean, dar asta pentru mine contează foarte mult. Vorbim cu un medic și a scos masca de pe față și am văzut rid de la mască, păi, zilnic. Da, pentru că ea lasă. Și obosit, ochii obosiți, și îl întreb: mai rezistați? Așa cu pasiune îl întreba: mai rezistați? Și îmi spune: e greu, știți, dar zice, sunt fericit. Zic: cum adică? Păi sunt fericit pentru că acum oamenii înțeleg cât de mult contează lucrul meu. Și eu înțeleg. Deci obosit, da, dar el fericit este datorită faptului că el și-a găsit misiunea lui. Exact. Exact. Se identifică cu această misiune de a face, de a ajuta pe oameni. Și zic, vă reușește? Zice, cum să vă zic? Sunt și triste, sunt și bucurii, dar dacă n-aș fi făcut, cine ar fi făcut-o? E un lucru interesant. Adevărul este că atunci când vezi un om și îți apare întrebarea cum rezistați, e o întrebare care de fapt în sine aduce atâtea admirație pentru tot ceea ce faci pe această persoană. Și răspunsurile la acești oameni geniali, vorbesc acum nu de intelect, vorbesc de genialitatea umanismului și altruismului care îl poartă și îl antrenează și îl lucrează în fiecare zi. Acești oameni vin cu răspunsuri foarte simple, pentru că ei nu au când să se gândească la întrebarea dată: dar mai rezist eu? Nu, el dimineața se trezește și el știe că el e gata pregătit pentru o nouă misiune și el știe că are o zi, poate două, poate trei, pentru că nu știi și azi și ieri, pentru că civilizația în general, istoria ne arată de foarte multe momente macabre, sinistre, de genociduri, de vieți foarte dificile, atunci când te gândești la războaiele care au fost, lagărele de concentrare. Citesc acum cartea lui Viktor Frankl, Omul în căutarea sensului pierdut, mi-a venit, o recitesc, recomand tuturor celor care sunt pierduți sau cei care sunt fericiți să citească această biografie a unui psiholog care pune accentul pe menirea fiecărui om de a-și găsi sensul prin a ajuta pe cel de lângă tine să găsească sensul vieții. Și în această carte, când vezi suferința omului zilnică, când el știe că el nu are speranță, știe că el iarăși se trezește prizonier zi de zi, vă dați seama, aici cu adevărat doar dorința ta de a face scenarii, de a juca cu imaginația, cu creativitatea și a interpreta o realitate diferită, nu a te amăgi, dar doar pentru a reuși și a menține creierul în viață, asta e o putere.
E o putere wow când tu vezi că lumea este cu capul plecat, disperată și tu să găsești sens acelui om, să spui, aoleu, uite ce interesant este. A oferi expectanțe este un instrument în când îl ții pe om în viață. Ce înseamnă asta, oamenii bolnavi de cancer sau de boli incurabile sau medicina paliativă care se ție în viață și să le oferă un sens pe ziua de mâine când înțelegi că el nu are mai mult de 5-6 luni, e groaznic să fii cu acești oameni în preajmă, deși ei au foarte multe lecții care să-ți ofere, ție să prețuiești viața. Acești oameni, dacă vorbești cu ei și le oferi expectanțe, așteptări, evenimente concrete care urmează să se întâmple acum o zi, săptămână, lună, păi vezi cât de mult lucrează întreg organismul în a rezista și de multe ori se întâmplă că acești pacienți bat teoria, medicină, știința. Da? Cum se întâmplă asta? Puterea sentimentului de recunoștință, pe de-o parte, și credința că tu poți până acolo să ajungi doar pentru motivul că tu vrei să ajungi acolo. Păi fiecare celulă ta se programează în momentul acela și e demonstrat științific. Deci puterea minții, prin credința care tu o ai, că tu meriți asta, că tu poți acolo să ajungi, tu înmulțești în tine acele celule de viață care fac să-ți continui speranța vieții. Este pur și simplu fenomenal cum suntem noi construiți. Cât de minunat funcționează corpul nostru și cât de bine ar fi ca cei oameni înstăriți, cu multe victorii, care sunt desperați, să facă o vizită în acele departamente, în acele secții de spitale, unde există acești oameni care îndrăznesc cumva să zâmbească și mai mult decât atât, încurajează pe oamenii din preajmă, va fi totul bine, eu sunt fericit unde am ajuns. Eu sunt recunoscător pentru viața care până acum am avut-o. Nu știu, este uluitor, absolut. În lucrările, câteva lucrări a lui Henry Sienkiewicz, el prezenta, el e un scriitor istoric. Și în una din lucrări el prezintă contrastul, întâlnirea două genuri, două tipuri de persoane sau indivizi, două societăți. Una care este adusă în Coliseum și cealaltă care stă pe băncile Coliseumului. Așa. Cei care sunt actori, de fapt ei toți sunt actori, dar alții care se consideră că sunt doar spectatori și învinuiți pe nedrept și erau sortiți la moarte și reacția fiecăruia. Și ce interesant că prezenta unii care se țineau de lucrurile, știu, plăcerilor hedoniste, alții poziții politice, împliniri iluzorie și ceilalți care erau în Coliseu, unde se părea că acolo n-ar trebui să fie, nu-și dorea nimeni din cei care priveau. Și câtă fericire emanau și pace și lucrul acesta îi molipsea, îi molipsea pe ceilalți, cei care au venit să privească. La un moment dat, el aduce lucrarea sau o declarație a lui Tertulian unde zice că sămânța sau sângele sau jertfa îi făcea pe ceilalți. Fericirea, pentru că toată lumea căuta fericire. Toți căutăm fericire. Evident, din ceea ce a spus dumneavoastră, fericirea nu ține în deplăceri, de senzații, ci este ceva mai înalt, mai adânc. Spuneți-vă, rog, unde individul sau cel care ne privește, poate întâmplător, s-a cointeresat sau cineva care cumva crede că este fericit și poate să știți, să-și ancoreze, să verifice, este fericit. După părerea dumneavoastră, care ar fi pașii sau instrucțiunile pentru a fi fericit? Uite, 1, 2, 3, cum pot fi, dacă ar fi o rețetă pentru fericire? Dacă aș da o rețetă, acum probabil că aș falimenta pentru că oamenii ar încerca doar mental să o analizeze. Evident și ar că ajunge poate fi la subiectivă. Evident, evident.
până ajunge la îndemnul ăsta, vreau mai neapărat că, ascultându-vă despre acest Colozeum, am citit și am privit mai multe documentare despre creștinii care au fost aduși acolo și despre momentul când lei erau lăsați liberi să-i devoreze și pacea care emana acei creștini în momentul în care ei se îngenuncheau și începeau rugăciunea când veneau fiarele flămânde să-i devoreze, satisfacția, plăcerea celor din tribune era sinistră, monstruoasă. Dar accentul, în cazul dat, vreau să-l pun pe omul creștin, pentru cei care au fost arși creștinii, de ce ei cântau fiind arși de foc. Doar imaginați un moment când tu te-a prins la un chibrit, câtă durere ai, mică, mică, mică. Băi, nu ți-a cântat atunci, chiar dacă ai fi cumva foarte fericit, simți durerea, senzația. Ce se întâmplă cu acel om care este ars pe rug și îl cântă imnuri de slavă? Da? Faci impresia că îți rupi de realitate. Da, sau creierul este atât de bine învățat să tolereze durerea, distrigând atenția la lucrurile frumoase. Da? Asta înseamnă să-ți antrenezi mintea mereu, mereu, să pui accentul pe priorități. Și acum nu vă spune prioritate înseamnă neapărat lucrurile frumoase, pentru că și astea sunt importante. Oriunde ai fi să găsești esențialul și importantul și binele. Nu, pentru că sunt situații când tu nu vezi binele. Nu-l vezi, dar bună, asta e o lecție pentru tine, da? Fii proactiv, nu fii victimă, nu fii agresor. Încearcă să fii proactiv asumându-ți acea lecție și să găsești soluțiile. Pașii pentru fericire. Mai întâi de toate trebuie să vrei să fii fericit. Și pui întrebarea, ce înseamnă pentru mine fericit? Dar am fost fericit? Asta ar fi un moment în care să înțelegi ce semnifică și care e sensul fericirii tale. Dacă am fost fericit, când anume evenimentul și ce m-a făcut pe mine? Eu însumi sau cineva a condiționat-o? Bun. Pasul următor este ce vreau eu de acum încolo? Unde vreau să mă aflu eu? Cine sunt eu acum este bine? Ceea ce fac este satisfăcător? Pentru că momentul în care tu faci, cum spunea Aristotel, excelența este un obicei. Da. De ce? Pentru că ceea ce faci, aceea ești. Ce iubești, aceea ești. Îmi place enorm de mult. De aceea, haideți acum voi să vedeți ce obiceiuri aveți. Puneți-le pe foaie. Ce eu obișnuiesc să fac în fiecare zi? Aceia sunteți. Și dacă vă place suma obiceiurilor, felicitări. Sunteți pe calea cea care vă aduce împlinire și împăcare. Dar iarăși, fericirea este o cale. De aceea aveți curajul, inteligența, smerenia, cumpătarea să luați pe cineva în preajmă cu dumneavoastră în această cale, să nu fiți singur și să înaintați cu multă credință spre viitor, oferind speranță, dar nu ultima instanță, să trăiți speranța iubindu-vă pe voi înșivă și astfel să iubiți pe cei care vă înconjoară. Se spune despre un profesor care a venit în clasa studenților, deci la audiere, în auditoriu, și a pus în fața lor un vas. Borcan. Da, deci de sticlă, pietre mai mari, mai mici, nisipul și apa. Și întreabă cum se poate de se încapă. E o metaforă fantastică, nu arăți. Eu elevilor la școală și ai mei acasă le-am arătat vizual cum este un borcan atunci când începi cu pietrele mari și cât reușesc să ajungă și când începi cu nisipul. Și atunci e vizibil că într-un borcan doar nisip este și în alt borcan încape și piatră mare și piatră mică și nisipul și încă și apa. Și toate au locul lor. Exact. Și aici metafora. Exact. Lucrurile mari. Da. Să le prețuiești, fără acestea nu poți fi fericit. Dar care sunt ele? Dar și lucrurile mici. Dar care sunt ele? Oh, lucrurile mari, existențiale. Sunt oameni care riși, care iubesc cariera și pentru mine valorează lucru. Și atunci ce rămâne cu familia? E lucru mic? Da. Nu. Să te bucuri de lucrurile mici. Dar care sunt ele? Interesant este că cineva dădea recomandări. Zice, păi da, nu mă simt nefericit. Tot după o consultare, da, după o consultanță de la un psiholog, la un coleg de-al dumneavoastră, venise că era supărat și îi dă recomandare. Uite, când ieși afară, încearcă să inhaleze aerul, să vezi ce arome sunt. Încearcă să înțelegi care sunt aromele. Încearcă să auzi păsările. Ia vezi butoanele care de flori. Ca până acasă, omul era plin
Era fericit. Este efemeră, nu este efemeră, dar lucrurile mici care dă culoare vieții noastre și poate să ne facă și fericit, în afară de lucrurile mari. De fapt, tehnica se numește mindfulness, prezent aici și acum, atunci când cu toate canalele tale care le ai, reușindu-le să le activizezi, tu reușești să vezi imagine de ansamblu. Și este colosal când tu din gândire, tunel, trebuie să fac, trebuie să ajung, trebuie să reușesc. Faci hop și vezi în fața ta că sunt lucruri cu adevărat foarte mici, dar până acum nu le-ai văzut și care, ciudat, îți dă o stare atât de bine. Da. Apoi, știți, citeam despre... era interesant viața sihaștrilor, deci oameni care sunt pusnici. Și erau fericiți, stai puțin, nu relaționează cu nimeni. Așa. Și apoi alții care sunt fericiți în momentul în care, în tumultul gălăgiei și activității, mișcării de oameni și să simt fericiți, care este problema? Și ca până la urma urmei să dau seama că e nevoie să fii și deschis, dar e nevoie și să fii închis, pentru că în sine... să ai o coloană vertebrală, să ai un sens. Știți cum spun psihologii și oamenii care studiază sănătatea mentală? Oamenii geniali le place să vorbească cu ei înșiși. Și au monologurile astea, dar cum crezi, dar ce crezi? Pentru că e paradoxal, dacă ție nu-ți place să rămâi cu tine însuți, cum să place altora, da? Și e minunat să ai parte de timpul tău când tu să poți să reflectezi fără să fii în frica de a fi judecat, da? Singur, dar nu în singurătate. Și asta e formula magică pe care chiar îndemn pe cei care ne vizionează acum să se gândească când ultima dată a fost singur cu dânsul, cu dânsa și și-a pus întrebarea: ce faci, unde ești? Ești bine? Și o altă parte zice că nu poți să fii doar închis. E nevoie să fii deschis, e nevoie ca să fii influențat, să asculți pe cineva, pe cineva important, de valoare, și în același timp să influențezi și pe alții. Obligatoriu. Să-i slujești pe alții, să le oferi. Evident că nu numai să fii deschis, numai să oferi, pentru că altfel te epuizezi. Da. Sistemele închise nu funcționează mult timp pentru că se încep să miroase urât. Trebuie aerisire la propriu. Și atunci oamenii care, fiind răniți de viață, de alți oameni, încearcă să se autoamăgească spunând că nu am nevoie de nimeni. Când de fapt ei au nevoie de compasiune, de faptul a spune că vă rog ajutați-mă, și aici este stereotipul ăsta că cere ajutor înseamnă slăbiciune, înseamnă să cazi în ochii tăi. Păi bine, nu este așa. Sunt oameni, lideri pe care am cunoscut frumoși, care au întrebarea la ordinea de zi: cum pot să fiu de ajutor? Cum pot să ajut? Și e colosal să găsești așa conducători care cred în asta, că ei pot fi de folos. Nu să dea ordine, dar cum pot să te ajut? Cum? Deci asta e deschiderea către lume. Asta înseamnă să-ți asumi riscurile, cucuile, ghionturile, pentru că înseamnă că ești vulnerabil. Ești deschis, golguluț, eu mă ofer. Nu știu dacă pot să te ajut, dar eu mă ofer. Uite-mă, sunt aici. Folosește-mă, sunt gata. Și da, acești oameni riscă să fie răniți, dar ei își asumă, pentru că au realizat că din 10 oameni, dacă ajută pe unul, atunci este valoros și menirea lui a fost împlinită. Noi genetic suntem construiți în a sluji, genetic suntem. De ce? Pentru copilul care vine la bucătărie, zic: mami, eu tot vreau să te ajut, și da peste mână, este prima lecție în care mami n-a făcut ok, îndemnându-l, mulțumesc, hai vino. De ce facem noi asta? Copilul vrea să fie alături de noi, el vrea să participe la viața de familie, curiozitate, da, dar e și nevoie de a aparține unui mediu, de a aparține unui grup de oameni, și este nevoie fiziologică care e specifică și este necesară în a fi satisfăcută, ca mai apoi să creștem spre autoactualizare și împlinirea spirituală. Dar credeți-mă, și oamenii care spun că nu cred în nimeni și nu în Dumnezeu, sunt oamenii cu un handicap spiritual. Sunt oameni care au un gol în ei și care nu știu cum să-l umple, dar nici nu vor. De ce? Din frica de a nu plăcea. Din frica de a speria pe cineva sau de a îndepărta pe cineva sau de a fi scos din ecuație socială. Și asta e groaznic, pentru că tot noi oamenii, societatea,
lansăm niște formule de politețe, cum să te comporți în mediul acesta, de acum în mediul acela. Am avut o discuție ieri cu un adolescent care a zis că este sătul de reguli. Pentru că la școală este un set de reguli, acasă sunt alte seturi de reguli, pe stradă sunt cu totul diferite și atunci ce fac eu cu ele? Eu vreau să-mi aparțin mie și vieții mele. Și m-am gândit eu că, da, poate sunt prea multe reguli, când de fapt regula comună pentru toate mediile, să rămâi om, să te prețuiești în atât de mult încât să prețuiești pe celălalt, să vezi unde se termină distanța ta și unde începe distanța celuilalt, da? Libertatea ta cu libertatea celuilalt. Deci, aparent e foarte simplu. De ce adolescentul este împovărat? Înseamnă că undeva mesajele care vin din afară către el sunt distorsionate, sunt confuze și atunci e grav. Înseamnă că noi, adulții, cu adevărat, contribuim la acest handicap, vrând binele, de fapt. Nu știu dacă, acum probabil că am întors-o transformând într-o ghicitoare, într-o povară, dar nu poți să ascunzi poverile vieții. Nu poți acum să neg că viața este dificilă și pe alocuri insuportabilă pentru unele persoane, pentru anumite momente în viață. Pentru că fericirea valorează foarte mult atunci când tu ești acolo sus pe munte, dar calea până acolo este anevoioasă, este complicată, dificilă, însă panorama este wow și se merită. Evident că este nevoie și ne stă în, probabil că în forțele noastre, în potența noastră de a-i ajuta și pe alții să fie fericiți. Dar nu întâi să înțelegi ce este fericirea cu adevărat, ce te face fericit, ce înseamnă să fii om fericit. Totuși asta e o stare a minții. E o stare a minții omului pe care el conștient o formează spre binele lui și spre binele celorlalți. Acum probabil că voi face o mărturisire personală, pentru că fiecare om din viața mea are o contribuție la cine sunt eu azi. Și atunci când se întâmplă ceva cu mine, cu familia mea, cu, nu știu, cu experiența mea, nu apar întrebările, sau cel puțin eu nu-mi permit să pun întrebarea de ce, pentru că eu nu pun întrebări la care nu am răspunsuri. Și sunt întrebări la care nu ține de mine, de univers. Pur și simplu s-a întâmplat, dar am o convingere a mea la care țin foarte mult că nimic nu se întâmplă mai mult decât poți duce. Sau, cum spune cuvântul biblic, ajunge zile în cazul ei de azi. Gata, Rodica, asta a fost azi, ziua de mâine va veni altfel. Și atunci când eu merg la culcare cu adevărat, eu îmi antrenez mintea să merg împăcată cu mine însemi. Să învăț pe cei care mă înconjoară să vorbească despre ceea ce nu a funcționat. Poate a fost o zi groaznică. Am și fetița care îmi spune întrebare, Evelina, mami, cum a fost ziua ta de azi? Ai reușit să faci tot ce ți-ai propus? Bine, întrebări de la mine luate, care cumva ea le proiectează acum pe mine. Și întrebări foarte bune la care zic, nu toate mi-au reușit. Au fost clipe când eu trebuia să vorbesc altfel, să tac sau să nu zic nimic. Dar până final, ziua a fost minunată pentru că am trăit-o, am ajuns acasă, suntem sănătoși. Ce înseamnă asta? Atunci când tu enumeri lista binecuvântărilor sau priorităților, sau valorilor care contează pentru tine. În momentul acela tu ridici valoarea ta în ochii tăi, realizând că a fost o zi fantastică. Sunteți toți acasă sănătoși și reveniți din multe, multe alte locuri, cu atâtea încercări și provocări, cu atâtea ispite. Toți suntem acasă, în pace, pregătiți pentru un somn liniștit. Oare asta nu merită în a lăuda pe Dumnezeu și a fi mulțumitor? Eu cred că da. Probabil că experiențele pe care noi trecem în viață sunt unicale, pentru că da. Nu se mai repetă. Știți, viața spiralată, uh-huh. E un ritm, da, se repetă, dar și viața noastră ritmată. Mi-aduc aminte cuvintele înțeleptului din Sfintele Scripturi, în Proverbi, capitolul 3, este vreme pentru da. Și pentru. Deci a strânge, a împrăștia și vorbește despre ritmul vieții. Probabil că lucrurile mari despre care vorbeam noi, uh-huh. importante, și lucrurile mici, exteriorizarea sau deschiderea și uh-huh. în același timp să rămâi cu tine însuți. Ce a spus dumneavoastră, a trece de a vedea trecutul, din nou să te împaci cu tine, uh-huh. a vedea prezentul, locul tău și în viitor. Probabil că e un ritm. Da. Sunteți de acord? Absolut. E un ritm. E nevoie.
e nevoie pentru ca să fii într-adevăr fericit, pentru ca să ajungi această, să zic eu, stare a fericirii. Cu siguranță că, știți, câte ființe sunt în universul acesta și sunt create chiar de Dumnezeu. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui, ca să continuă gândul care ați început din Scriptură. Și e adevărat, este timp pentru jale și este timp pentru bucurie. Da. Este timp pentru reflexie, pentru a te inunda cu cenușă și a jeli. Și este timp când poți să ridici capul sus și să fii o speranță pentru cei care au nevoie. De ce este important să fii omul potrivit la locul potrivit? E colosală formula aceasta, da? Dar cum să înțelegi că tu ești la locul potrivit când înțelegi că deloc nu vrei ceea ce se întâmplă cu tine și negi? Nu poate fi cu mine asta, eu nu vreau asta. Și oamenii care merg împotriva destinului, împotriva firii, împotriva Duhului, împotriva la orice se întâmplă în viața lui, zic eu că sunt oameni nonconformiști până la un timp, până când încep să se facă rău lor înșiși. Și atunci când tu mergi împotriva propriului ego, propriilor valori, atunci durerea se amplifică din cauza ta, pentru că tu alegi asta. Și sunt foarte mulți oameni care se auto-obiciuiesc, sunt foarte mulți oameni care, intrând într-un post, înțeleg că trebuie să simtă abisul întunicimii ca să își răscumpere vina, când de fapt lucrurile sunt atât de simple la Dumnezeu. Pentru că doar o inimă zdrobită și un suflet smerit poate să simtă adevărată iertare. Dar câți oameni trăiesc viața fără să se ierte? Sau fără să ierte? Și asta, da, să știți că asta tot e o cale spre fericire atunci când tu poți să te urci în spate și spui, da, mamă, eu te iert. Sau, da, tată, eu te iert. E un mecanism care te vindecă din interior. Anume din interior. Și nu zadar futurașii sunt aici frumoși și pe ecran. E o metamorfoză a fericirii atunci când tu, chiar este o metaforă care spune că ceea ce vede omida pentru ca sfârșit, pentru omida de fapt e un început. Pentru fluturi e un început, da? Și atunci când noi suntem lăsați cumva ca fluturile singur la momentul potrivit să iasă din această pupă, exact trebuie să facă și omul transformarea să vină din interior. Nu ajuta din afară, dar din interior. De aceea îndrăzniți să doriți în a vă transforma și în a gusta din fericire. Dar fiți de acord, sunt multe persoane care caută nu în locurile potrivite. Caută și vei găsi. Deja ce găsești, vezi, e al tău, nu al tău, renunță și iar caută. Bate și te va deschide. Probabil că oamenii, bine, sunt temperamente diferite, da? Sunt sangvinici și colerici care mereu o să bată și o să caute și o să meargă. Melancolici, flegmatici sunt cei care vor aștepta să vină la ei. Dar eu, ca psiholog în cazul dat, voi spune că temperamentele pot foarte bine să conlucreze, să fie șlefuite în baza caracterului. Și cea mai de preț comoară a omului este caracterul. Atunci când tu rămâi integru. Și ce înseamnă integritatea aceasta tare mult vorbită de la ecrane, la microfoane? Înseamnă să fii lipit continuu de valori morale. În orice situație, să nu te abați nici stânga, nici dreapta de la ceea ce tu ai ajuns să înțelegi că este valoros. Eu sunt calea, adevărul și viața. Punct. Și dacă tu ajungi la destinația aceasta, dacă tu ai gustat din toate aceste valori, din această părtășire, atunci tu pur și simplu nu vei avea ocazia să ieșuiezi. Iar dacă vei ieșua, ceea ce este omenesc, indiscutabil, indispensabil în viața pe pământ, tu vei ști exact unde să apeși, unde să bați, ce gând să nu, ce să citești, către cine să te adresezi pentru ca salvarea să fie instantanee. Mulțumim foarte mult! Și eu! Pentru această prestația dumneavoastră în platoul emisiunii noastre. Ne-am vorbit despre fericire. Toată lumea își dorește fericirea. Toți. Sper că cei care ne-au privit, ne privesc și ne ascultă vor înțelege mai mult sau vor aduce și un aport în lumea aceasta unde fericirea este căutată, unde fericirea este dorită.
Dacă vrei să fii fericit, întoarce-te acasă și fă o familie fericită, dar începe cu tine această fericire. E în preajmă. Exact, exact. Vă mulțumesc mult. Și eu, mulțumesc mult. Probabil că putem să avem multe interpretări și să vedem și alte persoane, să studiem viețile lor, cât de fericiți sunt, dar sunt sigur că există cineva în universul acesta care a dus la existență fericirea și obiectul sau subiectul care suntem noi oamenii și ne-l dorește această fericire nouă. Vă doresc acasă să cunoașteți aceea persoană și să cunoașteți ce înseamnă să fii fericit cu adevărat. Vă spun la revedere până data viitoare.